Nu ți-a spus nimeni, viteza luminii poate fi depășită. Cum se poate? Se poate, pentru că și lumina obosește și încetinește. De exemplu, atunci când intră în apă. Nu numai că ea își schimbă direcția, dar și viteza ei scade de 1,3 ori. De fapt, în materiale special construite, lumina încetinește și mai mult. În 1999, folosind un gaz de sodiu răcit, aproape de zero absolut, cercetătorii au încetinit lumina în acel gaz până la 60 de km pe oră. Ai fi depășit-o cu mașină. În 2003, folosind un gaz similar, au încetinit lumina la 1,5 km pe oră. Acum ai fi depășit-o și dacă mergeai pe jos. Iar în 2013 au făcut lumina să stea pe loc, pentru o secundă și jumătate. Așa că viteza luminii poate fi depășită, dar numai dacă lumina este în materiale. În vid nu se poate, ar încălca legile fizicii și nu vrem să supărăm pe Einstein. Știai asta? Astronomii au fotografiat cea mai timpurie galaxie pe care am văzut-o vreodată. Asta e. Faceți cunoștință cu Jades, o galaxie cu peste 1600 de ani lumină în diametru și formată din stele foarte tinere. Partea cea mai ciudată? Galaxia s-a format la mai puțin de 300 de milioane de ani după Big Bang și are deja câteva sute de milioane de ori masa Soarelui nostru. Cum a devenit atât de masivă atât de repede? Nu știm. Galaxia asta pune sub semnul întrebările modelele noastre despre cum se formează galaxiile, dar nu pune la îndoială Big Bang-ul. Și uite așa, datorită ochilor puternici în infraroșu ai telescopului spațial James Webb, putem vedea prin praful cosmic pentru a descoperi aceste mistere noi. Prezența elementelor grele din galaxia Jades, cum ar fi praful și oxigenul, sugerează că mai multe generații de stele au trăit și au murit deja până la 300 de milioane de ani după Big Bang. Ăsta e misterul. Cum se poate așa de repede? Tu ce crezi? Te-ai întrebat vreodată unde a apărut prima dată viața? Teoria panspermiei spune că primele cărămizi ale vieții au apărut în spațiu și apoi au ajuns pe Pământ. De unde știm că asta este posibil? Din laborator. Oamenii de știință au recreat condiții similare celor din spațiu într-o cameră David, cu substanțe găsite în nebuloasele stelare, precum amoniacul, carbonul atomic și monoxidul de carbon. I-au descoperit că aceste ingrediente pot forma precursori ai aminoacizilor, care apoi se combină pentru a crea peptide. În spațiu, procesul acesta nu este ușor, pentru că praful din acești nori moleculari conține apă înghețată, formarea peptidelor este încetinită, însă nu anulată. Având în vedere că universul are miliarde de ani vechime, răbdare este. Și încă un exemplu în sprijinul panspermiei. Glicina, cel mai simplu aminoacid, poate să se formeze nori interstelari cu mult înainte ca stelele să înceapă să strălucească. Aceste molecule ar putea călători pe comete și meteoriți, aducând semințele vieții pe planete ca Pământul. Imaginați-vă asta! Cărămizile vieții se formează în adâncurile înghețate ale spațiului, apoi sunt aduse pe planeta noastră tânără. Acest lucru ar putea însemna că unele ingrediente pentru viața de pe Pământ sunt de fapt extraterestre. Minunat, nu-i așa? Suntem literal praf de stele. Aurore boreale în România. De ce le vedem azi și în trecut nu? Păi soarele se apropie de un maxim al activității sale ciclice de 11 ani. De fapt, NASA a anunțat o puternică erupție solară care a avut loc acum 3 zile. Ceea ce vedem aici ar putea fi rezultatul ei. Pe de altă parte, unele cicluri solare sunt mai intense, altele nu. Mai este și aparatul de fotografiat, care amplifică culorile și împrăștie pozele pe net. În special, culoarea asta roșie, ce este datorată vântului solar, particule cum sunt electroni și protoni, care lovește atmosfera la altitudini de peste 200 de kilometri și care excită atomi de oxigen rarefiați. Atunci când vântul solar penetrează mai adânc atmosfera, se emite verde și apoi chiar albastru. Cam ca la curcubeu. Tu ai văzut ceva? Iată cum arată Hyperion, unul dintre sateliții planetei Saturn. Parcă e un burete gigantic din spațiu. Uită-te la suprafața asta. Are cam 200 de kilometri și este acoperită cu cratere ciudate, ca niște cavități adânci, asemănătoare unui burete. Ai vrea să fii acolo? Ce se află în spatele acestor cratere ciudate? Ei bine, imaginile capturate de sonda spațială Cassini au descoperit ceva straniu. Un material necunoscut de culoare roșiatică. Se crede că materialul este similar cu cel care acoperă un alt satelit al lui Saturn, Iapetus. Va fi însă greu să aterizezi pe satelitul ăsta al lui Saturn. De ce? Pentru că se rostogolește haotic în toate direcțiile, pe măsură ce orbitează în jurul planetei Saturn. Dar de ce arată Hyperion atât de ciudat? Probabil pentru că este un fragment al unui alt satelit natural al lui Saturn, mult mai mare,
care a fost distrus într-un impact masiv. Ceea ce a rămas este o grămadă de molos cu densitate redusă și porozitate ridicată. Practic, un burete uriaș plutitor în spațiu. Tu ai mai văzut așa ceva? Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la întreaga bază de date a filmelor de pe Netflix și subscripții mai ieftine la unele dintre platforme, YouTube Premium, HBO și așa mai departe. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion și camere de hotel la prețuri mai mici, aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert de la Surfshark One poți monitoriza datele tale, verifica posibilele breșe, primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanner programat. Asigură-ți confidențialitatea cu Surfshark. Intră pe linkul meu din descriere și astfel vei obține 4 luni gratuite. Știai că toată viața de pe pământ ar putea avea un strămoș comun? Permitem să-ți prezint pe bunica sau bunicul vieții, Luca, ultimul strămoș comun universal. Oamenii de știință cred că Luca a trăit acum aproximativ 4,2 miliarde de ani, cu câteva milioane de ani mai devreme decât se credea până acum, și la doar 400 de milioane de ani după ce s-a format Pământul. Asta înseamnă că Luca a trăit chiar în mijlocul eonului Hadean al Pământului, o perioadă când planeta noastră era un haos de foc și lavă. Luca ar fi fost un organism asemănător procariotelor, ceea ce înseamnă că nu avea nucleu. Gândiți-vă la el ca la stră. Ei bine, înțelegeți ideea, bunica sau bunicul fiecărui lucru viu de astăzi. Deci, cum știm că Luca a existat? Oamenii de știință au comparat genele speciilor vii și le-au trasat înapoi până la acest strămoș comun. Au descoperit că Luca ar fi avut niște caracteristici fascinante, cum ar fi un sistem imunitar pentru a lupta împotriva virusurilor antice. Da, și acum 4,2 miliarde de ani viața era deja într-un joc de supraviețuire, luptând împotriva virusurilor primordiale. Și ghiciți ce? Luca nu era singur. Deșeurile sale erau hrană pentru alte microorganisme, creând un ecosistem de reciclare. Vorbim despre munca în echip, de la bacterii minuscule la balenele albastre. Fiecare creatură vie de pe pământ împărtășește această linie incredibilă. Codul genetic universal al lui Luca, mecanismul de sinteză și chiralitatea proteinelor, precum și utilizarea ATP-ului ca baterie energetică, se regăsesc în fiecare celulă de astăzi. Așadar, data viitoare când te gândești la viața de pe pământ, amintește-ți, suntem posibil toți conectați cu acest strămoș microscopic antic. Destul de uimitor, nu-i așa? Te-ai întrebat vreodată care sunt țările care consumă cel mai mult combustibil fosil? Iată lista din 2023. Te-ai întrebat vreodată care sunt țările care consumă cel mai mult combustibil fosil? Iată lista din 2023. China și SUA sunt responsabile pentru aproape jumătate din consumul mondial, China fiind pe primul loc cu 140 exajuri, în mare parte din cărbune. Pentru comparație, Germania folosește cam 9 exajuri. De unde vine diferența aceasta? Pe de o parte, din populația ridicată, China are o populație de 17 ori mai mare decât Germania. De fapt, consumul de combustibil fosil pe cap de locuitor este în China cam același ca în Germania. În Statele Unite însă, consumul pe cap de locuitor este de 2 ori mai mare. De notat că atât în Statele Unite cât și în Uniunea Europeană, consumul de combustibil fosil a scăzut cu peste 10% în ultimii 20 de ani, pe când în China și India s-a dublat, datorită în special creșterilor economice. Cum am văzut, pe cap de locuitor, cel din China a ajuns cam același ca în Germania. În ciuda eforturilor, astăzi în lume, 81,5% din energie se produce din combustibili fosili. Tranziția energetică are loc, dar combustibilii fosili încă domină. Tu ce părere ai? Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul meu din descriere. Astfel îți asigur confidențialitatea cu Surfshark și obții 4 luni gratuite. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi stăscu și vă doresc numai de bine. La revedere!